În viitorul apropiat, foametea și schimbările climatice provoacă pe pământ un eveniment de nivel de extinție. Revoltele și protestele pun stăpânire pe străzi și în cele din urmă, omenirea ajunge la punctul de rupere în 2242. O flotă de 42 de nave cunoscute sub numele de Arca va duce 300.000 de supraviețuitori pe o altă planetă, care a fost numită Noul Pământ, într-un alt sistem solar aflat la câțiva ani lumină distanță. 19 miliarde de oameni sunt lăsați în urmă pentru a muri pe pământ. Noah nu este unul dintre cei aleși, dar prietena lui însărcinată, Hayley, este, așa că își fac un plan pentru a se îmbarca împreună pe ultima navă. Cu toate acestea, gardienii se pară rapid, iar Hayley este târât înăuntru, în timp ce mulțimea disperată împinge gardul, iar gardienii sunt nevoiți să deschidă focul. Pe navă, Hayley îl ascultă pe tatăl ei, amiralul Kieran, ținând un discurs de bun venit, dar este repede distrasă când îl vede pe Noah alergând spre ea. Ea profită de ocazie pentru a-l prezenta lui Kieran, dar nu-i spune că este iubitul ei, ci doar un tip care a ajutat-o să ajungă pe navă. Se pare că el este furios din cauza sarcinii și ar fi devenit violent cu tatăl. Acum toți pasagerii trebuie să fie puși în criogenie, cu excepția paznicilor, a mecanicilor, a medicilor și a îngrijitorilor. Cum Noah se preface că este un om de serviciu, el rămâne treaz și și-a rămas bun de la Hayley înainte de a fi pus în stază. Echipajul care rămâne treaz se pregătește pentru saltul cuantic, iar Noah se așează din greșeală în locul lui Clay. Apoi nava intră în hiperviteză și ajunge imediat într-o altă galaxie. Timpul a fost dilatat și saltul, care a durat doar câteva secunde, echivalează cu 30 de ani pe pământ, ceea ce înseamnă că toți cei pe care i-au lăsat în urmă sunt morți. După aceea, echipajul împarte o masă și privesc cum gărzile găsesc un pasager clandestin, electrocutându-l pe bărbat, înainte de a-l arunca în spațiu. Comandantul Stanley le reamintește echipajului că mai au 182 de zile până când vor ajunge pe Noul Pământ și că până atunci el stă la conducere, deoarece și Kiernan este în stază. Seara, Noah descoperă că stă cu Clay, care nu este interesat să fie prieten cu el. A doua zi dimineață, Noah o vizitează pe Ellie pentru a vorbi cu ea în timp ce doarme, dar este întrerupt de holograma lui Clay, care amintește să se apuce de treabă. Zilele încep să treacă, iar oamenii de serviciu ca Noah trebuie să muncească din greu pentru a păstra totul curat, în timp ce restul echipei doar își petrece timpul și joacă poker. Cu toate acestea, nimeni nu observă vreodată că ceva din umbră supraveghează totul. Într-o seară, Noah îl vede pe Clay și pe un alt membru al echipei cum se furișează cu recipiente misterioase. Ceva mai târziu, alarma navei trimite o alertă că cineva încerca să acceseze reactorul, la care doar amiralul are acces. Stanley, furios, se duce să verifice camera reactorului și este speriat de un sunet ciudat în tavan, dar nu se întâmplă nimic. Îngrijorat, Stanley îl întreabă pe Noah dacă a observat vreo activitate suspectă, dar Noah nu-i spune despre Clay. Stanley explică faptul că mulți rebeli cred că omenirea nu ar trebui să distrugă o altă planetă și vor încerca să saboteze misiunea, așa că îi amintește lui Noah să raporteze orice lucru ciudat. Apoi Noah se duce să ia mai multe produse de curățare și varsă din greșeală moxacelul, care este atât de puternic încât face o gaură în masă. Între timp, Shady bea un pahar în camera lui și nu vede o creatură ciudată intrând în pahar. Imediat ce o bea, observă un gust ciudat, iar câteva momente mai târziu stomacul începe să-l deranjeze. Acest lucru nu îl împiedică să împartă o țigară cu Blue, dar plăcerea lor este întreruptă când Shady începe să simte dureri insuportabile. Shady începe să intre în panică, așa că Blue l-apucă pentru a-l calma și îi dă o băutură pentru a-l ajuta cu durerea. Pentru o secundă, Shady se simte mai bine, dar deodată explodează, acoperind-o pe Blue și camera cu sânge. În acel moment, ceva din sânge l-atacă pe Blue. Revenind la Noah, acesta termină de lucrat și încearcă să ia legătura cu Clay, dar acesta nu răspunde. Noah se duce să-l caute și îl găsește făcând un amestec ciudat cu moxacel, pentru ca apoi să fie brusc surprins de holograma care apare în spatele lui. Crezând că are probleme, Noah fuge și dă peste Tic, așa că acesta îi raportează lui Clay că face o bombă. În acel moment apare Clay, iar Tic se dovedește a fi de partea lui, așa că împreună îl capturează pe Noah și îl duc departe. După ce Noah a fost încătușat cum trebuie, echipa lui Clay îl ține la pământ și îl face să bea ceva care se dovedește a fi alcool de lună. În tot acest timp au produs alcool, doar că au ținut secretul față de Stanley, pentru că băutura este împotriva regulilor. Ceva mai târziu, echipajul dă o petrecere de ziua lui Ortega și bea mult, așa că Stanley află despre alcool. După sărbătoare, Ortega părăsește grupul pentru a-l căuta pe Blue, dar îl găsește singur la sudură. Când se întoarce, acesta își arată fața într-o stare îngrozitoare și o apucă pe Ortega pentru a începe să-i spargă capul de perete. Între timp, Noah încearcă să acceseze computerul pentru a-și modifica informațiile. Clay îl prinde, așa că explică faptul că el este tipul care a lăsat-o însărcinată pe fica amiralului. Înainte ca el să se decide asupra unei pedepse, Stanley cheamă echipajul pentru ca găsi rămășițele corpului lui Shady. Cum Blue lipsește și Ortega a dispărut după ce l-a căutat, Stanley crede că Blue a făcut-o, dar Clay este sceptic. Echipajul începe apoi să cerceteze nava pentru a-i găsi pe cei dispăruți, iar Noah observă că Tic se uită prea mult la reactoră.
În acel moment, Clay anunță că a găsit-o pe Ortega moartă pe pământ. Ceilalți continuă să caute și Noah găsește în cele din urmă pe Blue, care sudează ușa de la cabina amiralului. Noah alertează restul echipajului și aceștia vin imediat cu arme, dar Clay încearcă să se înțeleagă mai întâi cu Blue. Din nefericire, cuvintele nu fac nimic și Blue sare asupra lui Xu, omorându-l în câteva secunde. Restul echipajului deschide rapid focul și-l ucid pe Blue. După aceea îi duc la infirmerie pentru ca Susan să facă autopsia, în timp ce Stan închide pe restul echipajului în camerele lor. Susan observă că ceva îl dizolvă pe Blue din interior spre exterior, înainte de a începe să colecteze mostre, care arată destul de urât, iar computerul nu le poate recunoaște. Apoi bagă mâna în corpul lui Blue, doar pentru a găsi niște lipici negru, dar nici măcar un organ. Între timp, Tig reușește în sfârșit să găsească înregistrarea de securitate a morții lui Shady. După ce Stanley vede ce s-a întâmplat, deblochează camera lui Clay și grupul merge să o vadă pe Susan, care explică faptul că un parazit a mâncat toate organele lui Blue și apoi a controlat corpul, iar acum acel parazit este liber pe navă. De asemenea, a făcut o numărătoare pentru a se asigura că nu lipsește nimeni și a descoperit că nu este pasager clandestin. Stanley se înfurie, dar Clay îl apără pe Noah, așa că în final Stanley ca pedeapsă doar îl lovește. Apoi, echipa ajunge la o concluzie. Parazitul trebuie să fi fost adus la bord de cineva care vrea să saboteze proiectul. Clay vrea să-l trezească pe amiral, dar Stanley refuză și subliniază că nimeni nu are acces în camera lui. Apoi decide că e timpul să-l dea afară pe Noah pentru că a fost pasager clandestin, dar înainte de a pleca, Tico observă că lipsesc cadavrele. Dintr-o dată, o versiune zombificată a cadavrelor atacă grupul. Ortega îl atacă pe Noah, în timp ce Xu se duce după Tic, care continuă să tragă cu arma sa fără rezultat. Blue împinge pe Susan și Clay, în timp ce Xu îl doboară pe Tic, iar Stanley preia controlul și trage în el, dar nici gloanțele lui nu fac nimic, iar Xu se întinde să-l ucidă. Ortega este pe punctul de a-l ucide pe Noah, dar Susan reușește să ia o armă, ținându-i pe atacator la distanță, pentru a da grupului șansa de a scăpa. În timp ce merg pe coridoare, observă că și celelalte cabine sunt deblocate, ceea ce numai Stanley ar trebui să poată face. Se dezvolă apoi că a devenit și el un zombie și că îi conduce pe ceilalți morți pentru a infecta restul echipajului. Grupul lui Clay se ascunde în camera cu lumina lunii și sunt îngroziți să audă cum toți ceilalți sunt uciși și transformați în monștri. Când zombii vin după ei, Clay găsește un aruncător de flăcări și îl folosește pentru a-i arde, declanșând unitatea de stingere a incendiilor, care îi face greu de văzut. Zombii dispar brusc, așa că grupul părăsește camera și merge prin ceața care umplu coridoarele. Îl întâlnesc pe Lincoln, care li se alătură rapid în același timp în care un zombie atacă. Îi împușcă creatura, dar un altul îl prinde pe Tic și îl trage departe în ceață. Clay se grăbește să-l salveze, iar grupul deschide focul pentru a-l acoperi, permițându-le celor doi bărbați să se întoarcă în siguranță. Ulterior, Lincoln sugerează să folosească capsulele de salvare, dar întrucât nu sunt în apropierea noului pământ, grupul preferă să meargă la compartimentul de securitate fără el. În curând, el ajunge la o capsulă și reușește să o lanseze, dar în timp ce părăsește nava, se descoperă că un zombie l-a urmărit și-l ucide imediat. Înapoi la grupul lui Clay, aceștia ajung la compartimentul de securitate, în timp ce Stanley apare pentru a-l ataca pe Clay și a încercat să-l ucidă cu noua lui limbă mutantă, dar nu apare și îl împușcă pe Stanley, înainte de a fugi cu Clay în compartimentul de securitate. În următoarele câteva ore, zombii continuă să bată în ușă și majoritatea echipei este gata să renunțe, dar Noah refuză să o abandoneze pe Hayley. În acel moment, observă conductele de aer și își dă seama că poate ajunge la amiral prin ele, așa că începe să se târască înăuntru, în timp ce holograma lui Clay îl ghidează în direcția corectă. În timp ce Noah se mișcă încercând să facă cât mai puțin zgomot pentru a trece neobservat, Tig le face o mărturisire lui Clay și Susan. El a fost cel care a dus infecția la bord, crezând că îi va ucide pe toți rapidă. El este unul dintre rebelii care crede că omenirea nu merită o a doua șansă. Clay furios îl atacă, promițând ceva mai rău mai târziu. În acel moment, zombii observă pe Noah și încearcă să ajungă prin grilajele de aerisire pentru a-l prinde, dar Noah le dă mâinile la o parte și continuă să meargă până când ajunge în sfârșit în camera cu amiralul. Nu are acces la computer, așa că forțează pur și simplu camera criogenică să se deschidă cu o rangă. Echipa îi povestește totul lui Kiernan și trece la interogarea lui Tic, care explică faptul că oamenii au adus parazitul înapoi. Kiernan procedează la trezirea întregii sale echipe și își dă seama că nu este cel care a lăsat-o însărcinată pe Ellie, așa că promite să se ocupe de el mai târziu. După ce echipa este înarmată corespunzător, ei merg pe coridor, unde zombii încă încearcă să spargă ușa de la compartimentul de securitate. Câțiva dintre ei se întorc pentru a ataca echipa, dar ceilalți deschid în cele din urmă ușa și atacă grupul lui Clay. Urmează un schimb de focuri și încetul cu încetul încep să doboară hoarda, dar în curând zombii învață cum să se ferească de împușcături și atacă direct echipa. Acum toată lumea începe să lupte și Blue urmărește pe Noah, în timp ce câțiva zombi ajung la Tic pentru a-l ucide. În timp ce ambele părți pierd oameni, Blue îl încolțește pe Noah în camera de aprovizionare și începe să-l bată. Noah încearcă să se apere, dar Blue l-aruncă la pământ. Când Blue este pe punctul de a-l ucide, Noah reușește să ajungă la Moxacel și l-aruncă pe Blue, omorându-l în cele din urmă. Ulterior, Noah se întoarce pe coridor pentru a vedea că echipa sa a pierdut lupta. Kiernan spune câteva cuvinte finale pentru Ellie și activează un explozibil, aruncând în aer toți zombii. Noah, Clay și Susan cred că în sfârșit s-a terminat, dar în acel moment părțile rămase din corpul zombilor încep să se reconecteze.
Trioul fuge să recupereze alcoolul, în timp ce părțile de zombi se reunesc pentru a forma un mutant uriaș, care folosește mâna lui Kiernan pentru a deschide ușa către mizul reactorului. Dintr-o dată, nava începe să tremure și vocea computerului anunță că timpul pentru a ajunge pe noul pământ scade cu fiecare secundă, ceea ce înseamnă că zombii supraîncălzește reactorul. Acesta a fost scopul parazitului încă de la început, de aceea Blue încercase de la început să ajungă la Mirală. Vrea să ajungă pe noul pământ și să ucidă toți oamenii rămași. După ce construiește un aruncător de flăcări, trioul iese și începe să ardă zombii. Horda a crescut rapid în număr, deoarece a început să infecteze și pasagerii, dorind să fie cât mai mulți pentru a distruge reactorul. Trioul arde cât mai mulți zombii, dar sunt prea mulți, iar Clay spune lui Noah să o găsească pe Ellie și să fugă cu o capsulă, în timp ce el și Susan îl acoperă. Noah fuge și se ascunde de câțiva zombii, înainte de a ajunge în camera criogenică, unde o găsește imediat pe Ellie și dă o armă. Ei se reîntâlnesc apoi cu Clay și Susan și împreună încearcă să ajungă la capsula de salvare, dar în acel moment, mutantul zombie uriaș apare și ucide pe Susan. Clay furios încearcă să dea foc monstrului, dar din păcate, creatura îl doboară și pe elă. Numărătoarea inversă pentru a ajunge pe noul pământ a ajuns la 15 zile, așa că ei se grăbesc să scape. Câțiva zombi încearcă să-i atace, dar îi doboară rapid și continuă să plece. Când ajung la capsula de salvare, Ellie se urcă înăuntru, în timp ce Noah se duce să înceapă secvența de lansare. În acel moment apare zombi uriaș, așa că Noah arde, înainte de a trage direct în unitatea de stingere a incendiilor, pentru a declanșa din nou ceața. Chiar și cu o vizibilitate dificilă, creatura reușește să lovească pe Noah, dar din fericire cade lângă computer. După ce inițiază secvența de lansare, Noah iese și arde zombi, care reușește să ardă toate mutațiile până când rămâne doar parazitul. După aceea, Noah se grăbește să se alăture lui Ellie în capsulă, în timp ce primesc un mesaj de la Clay, care și-a rămas bun în timp ce expulzează capsula din navă. Apoi pornește secvența de autodistrugere a navei pentru a doborâ toți zombii și parazitul într-o singură explozie uriașă. Câteva momente mai târziu, Noah și Ellie ajung pe noul pământ și găsesc imediat un copil care se dovedește a fi infectat. În timp ce copilul vine după ei, văd un monstru uriaș în depărtare, așa că cei doi se pregătesc să continue lupta. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!